Sau 13 minute, am găsit la ziua cu numărul 122 din 366. Eu sunt Sorin Veștemean. În fiecare zi anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc, iar acel pachet va ajunge undeva pe zidul de cărți din spatele meu. Fiecare pachet de pe zid este ales chiar de către voi unde va ajunge. Dacă vrei ca următorul pachet să fie decis chiar de către tine, lasă un comentariu cu rândul și coloana unde vrei să ajungă. Foarte important ca acel loc de pe zid să fie liber. Astăzi ne uităm la pachetul The Kell Gang. Haideți să deschidem pachetul, să descoperim împreună. Acum foarte mult timp știu că am auzit despre Kelly Gang, știu că era o gașcă de infractori. Avem pachetul care, în primul rând, cutia, să știți că se simte extrem de premium, iar pe unde vedeți acest auriu reflectă și este și un pic în relief. Mai mult în relief aici, unde avem cele două semnături. The Kelly Gang pe mijloc, un 1854 în stânga și 1880 în dreapta. Playing cards, pe una dintre margini playing cards și avem aceste bări aurii care sunt super, super mișto. Pe cealaltă parte, identic. Pe spatele cutiei aceste revolvere foarte șmechere cu un text Such is life. Același revolvere se regăsește pe acest sticker. Poate reușim să-l dăm și jos. S-a rupt foarte nașpa. O să pierd timpul altădată să mai curăț un pic aici stickerul. Avem deasupra pe cutie Such is life. Din nou, cutia mi se pare spre premium la atingere, la feeling, la material, foarte, foarte mișto. Haideți să ne uităm la cărți. Avem pe flaps, aici un desen și același desen cu The Kelly Gang. Și bineînțeles cărțile. Avem ca și pe cutie, același lucru, două revolvere, Such is Life, similar la culori, doar că ponderea înainte auriu aici este un portocaliu. Se simte extrem de cartonate și groase cărțile. Sunt curios dacă va aluneca acest pachet, pentru că la prima impresie mi se pare că nu alunecă, dar o să vedem. Avem primul personaj, Ned Kelly, are pe cap ceva să nu se vadă chipul, Joker foarte interesant scris aici. Și celălalt Joker, Alan Kelly, zici că e tipa aia din Mr. Bean din tablou ăla când a desenat-o. Și avem cărțile de joc. Vom începe cu asul de imă neagră. Aparent nu avem pipul pe centru, avem ca la un picture card. Îmi place cum este în oglindă. Foarte, foarte simpatic. Și numele, ca să știm cine, Ned Kelly. Pipurile sunt un pic mai... oricum, designul se vede că este modificat față de un bicycle standard. Pipul mai lărgit și foarte apropiate una de alta, indexul de pip. Și mi se pare că sunt extrem de mult date spre interior, nu sunt aproape de margine. S-ar putea ca eventual pe față să nu se vadă excelent, dar vom vedea asta. Avem și restul cărților de joc. Îmi plac cum sunt aranjate pipurile, cum arată pipul de neagră. Avem juvetele, foarte mișto. Mă aștept să văd cele patru personaje pe aș. Dacă pe picture card-ul sunt juveți, dami și popi. Avem și dama. Super, super simpatic dezenate, îmi place. Avem și popa de inimă neagră. Avem pe Dan Kelly, ce frezucă miștoare, cu un sniper. Și avem cărțile roșii, care sunt mai întunecate la culoare. Mi se pare că n-au nimic, abia le împing. Picture cardurile sunt de nota 10, îmi plac foarte mult. Sunt așa liniare și doar pe o singură culoare. Avem și popa. L-avem pe Joe Barney, foarte simpatic desenat, are un design foarte drăguț acest pachet, un pachet de colecție, m-am speriat, am crezut că are 4 mâini, ține un ciocan, avem și dama și bineînțeles popa, trebuia să fie popa de inimă roșie, cea care își trece sabia prin cap și ultimul personaj, Steve Hart, are biciul în mână. Dar cum e inima roșie, cum e așa desenată, pare de mână. Cred că dacă mai pune pe să desenez o inimioară, așa mi-ar ieși. Avem și juvetele de inima roșie. Avem dama. Și ultimul picture card, o popă de inima roșie. Kelly Gang, o poză reală aici. Simpatică această carte. Aici câteva cuvinte despre Kelly Gang. O să vă dau zoom să vă uitați un pic să citiți voi, ca să nu facem clipul mai lung cu 5 minute. Și avem aici o carte cu spate dublu, jokerii pe care am prezentat și cărți de reclamă. Avem practic 3 cărți extra. Iar acum momentul adevărului, dacă acest pachet chiar merge la evantaie. Mă aștept să nu.
nu merge. Pentru Elefanta eu o să dau nota 5 spre 4. Probabil cu pudră de cărți de joc va merge, dar nu o să dau pachetul cu pudră de cărți. N-aunecă pentru că deja îl simțeam la material că este mai gros și de cum am mers până ele, abia le împing. Dar totuși, haideți să le vedem și pe spate. Exact ca pe acea carte extra sau pe spate dublu sau pe pachet, avem Sachi's Life, revolverele și acest portocaliu. Îmi place cum arată pe spate, parcă un pic cam simplu, nu știu de ce, mi se pare cam sec puțin pe spate. Îmi place cum arată pachetul negru. E ok și această culoare în contrast cu negru. Îmi place cum adaugă aceste mânere de la pistoale albă acela și acel sparking de pe fundal. Deci că artificie care bubuit. Hai să vedem cum alunecă și la Evantai cu o singură mână. Mă aștept să nu meargă. Na, nu pot să-l fac. Hai să mai încerc o dată cu stânga totuși. Mai mult nu pot. Nu, pentru Evantai nu recomand acest pachet. Pentru colecția însă îmi place cum arată. Să vedem și la Ferro. A mers foarte bine la Ferro. Se simte mișto feeling-ul la pachet. Știu că nu o să iasă nici asta dublu, dar încercăm. Hai să zicem că mai ajustăm un pic. Sunt destul de rigide cărțile, cel puțin aici, pentru că nu alunecă, ai control pe absolut orice. Se vede simpatic pentru Evantaiul dublu. O să dau nota 7 pentru cum se vede la Evantaiul dublu. Mă uit doar în zona asta unde arată cât de cât făcut bine. Hai să... Feeling-ul pachetului pe margini este unul foarte, foarte fin. În comparație cu majoritatea pachetelor, acesta este destul de bine tăiat. Să vedem pentru dribble. Neașteptat de bine. Vreau să văd și pe margine. Foarte controlabil. O să dau nota 9. Pachetul este mult mai gros față de un bicycle standard. Și marginile mi se par că lucesc un pic. Îmi place foarte mult cum se vede pe partea asta de margini. Chiar îmi place și mai ales că este foarte, foarte fin. Haideți să vedem și la springuri. Vreau să mai văd o dată. Ele sunt mai rigide, dar sunt foarte, foarte bune pentru springuri, pentru că se dau foarte bine cărțele. O să-i dau tot nota 9. Haideți să vedem și la un cut cum arată. Au un control foarte interesant cărțile, pentru că se simte cartonul la tare. Și poți să ții bine pachetul între mâini. Foarte mișto pentru cardistry. Și se văd chiar și bine, pe față și pe spate. Să vedem și cum sare o carte. Sunt cam întunecate așa pe spate. Ia să vă dau unul pe față, că poate îl văd și mai bine. Foarte bune și pentru aceste aruncări. Am văzut că dă foarte bine spinul. Sunt foarte bune pentru Lepaul spread în schimb, datorită modului în care alunecă cărțile. Un pachet de colecție și pentru cardistry. Îl recomand pentru astea două lucruri. Haideți cu el pe zid. Iar comentariul câștigător de astăzi este de la Alexandru Mihai, 1439, pe rândul 9, coloana 15. Haideți cu el pe zid. Avem rândul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și coloana 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dacă ți-au plăcut cărțile de joc de astăzi, apasă butonul de like, lasă un comentariu unde vrei să ajungă următorul pachet și abonează-te la canal ca să nu pierzi niciun episod. Până mâine la următorul review, eu îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!